100 de YouTuberi îmi vor da 100 de provocări în 50 de ore, iar dacă eu refuz sau nu reușesc să fac vreo provocare, va trebui să mă tun la chilie, iar prima provocare este... Mițane, fii atent, fă o explozie imensă folosind gheață uscată și o sticlă pe care să o bagi într-un WC, da? Baftă! Avem aici gheața carbonică și bă, nu știu bă, de unde le vin ideile astea YouTuberilor, dar hai să băgăm continuu sticla asta cu Pepsi. Mamă, uitați-vă ce reacție are! Bă! Mamă, și trebuie să fugim în casă și gura ta. O mai băgăm pe asta, punem dopul, bă, bă! Aoleu, hai de acolo, hai de, hai de, hai de, hai de! Mama mea! Deci dacă sare în casă, se ia mama mițanul de noi rău. Bro, bro, mă speria rău. Nu cred că a prins pe nicio cameră așa ceva. Deci eu am crezut doar că o să se spargă capacul, nu și tot WC-ul. Hai să vedem cum stă treaba pe aici. Uitați-vă cum s-a spart tot WC-ul la propriu. Uitați-vă cum arată sticla. Doamne, ce provocare. Uitați-vă peste tot Pepsi, bine că e tot în regulă. Hai să mergem să vedem cine zice următorul YouTuber. Te salut, Mițane, fii atent. Te provoc să alergi pe o bandă de alergat în timp ce ți se pun piesele Lego pe ea. Multă baftă, tata. Hai să te vedem. Sunt în picioarele goale și astea sunt toate piesele Lego pe care eu trebuie să alerg timp de 30 secunde. Fac orice, mă, să nu fiu chel. Hai. Hai să începem 30 secunde. Haide. Ah! Aoleu, mamă! Renunță, bă, să te tun. Mamă, nu mai pot de picioare. Băi, nu așa, te ține, mă, cu mâinile de bandă. Mamă, zici că mi-ntră până oase astea. Băi, alergă acolo că te tun, băi. Stai, băi, cred că m-am tăiat în tălpi. Ah! Gata. Oh, sări și aici în ele. Vai de cap, bă, uitați-vă prin cât am călcat. Și uitați-vă câte semne am aici, că mi-au intrat în piele, bă. Bă, n-ai renunțat și la asta, mă, trebuie să renunț. Nu renunț, asta, nu renunț. Hai la următorul YouTuber să vedem ce zice și el. Mitzuu, prank-uiește-o pe mama Mițanu camuflându-te într-un sac de gunoi. Hai să vedem ce o să iasă. Cam așa o să fiu ascuns, mama Mițanu o să ajungă foarte curând. Am pus camere peste tot și hai să vedem reacția. Mama Mițanu trebuie să vină acum? S-au deschis porțile, cred. Decât să devin chel, mai bine fac provocările astea, dar stați să vedeți ce provocări ne-au dat și alți YouTuberi. Ce-o mai fi luat aici? Dacă nu te speriam, trebuia să vin chel. Lasă-mi, mai bine așa. Să vedem ce provocări să urmeze de la următorul YouTuber. Bine că am speriat-o pe mama, că nu vreau să vin chel. Hai să vedem. Te pun, Mițane, hai, alergă un kilometru echipat ca un scafandru. Baftă. E literalmente iarnă, sunt îmbrăcat ca un scafandru. Și hai să încercăm să alergăm un kilometru, că nu vreau să devin chel în casă și gura ta. Mamă, dar nu pot să alerg cu ăștia. Băi, nu merge să alerg deloc. Ca să te minimizezi provocarea, trebuie să treacă de linia asta roșie. Se vede pătruna din spatele meu, cred că cât am de alergat. Vai de capul meu. El are o fobie mare de când a alergat pe câmp. Dacă nu termină cursa asta, va fi tuns la chelie ca mine. Ai de capul meu, cum mă dor călcâiele în labele astea. Poate-l văd pe jos. Din fericire nu mai e zăpadă ca în challenge-ul trecut, dar tot nasul e. Mama mea. Mamă, cred că a căzut. Cred că am făcut întorsă. Nu știu dacă mai pot să mai alerg. Păi pierzi challenge-ul. Cum să pierd challenge-ul? Băi, nu, hai mă, Iuli. Haide, băi, că o să te tun la chelie, băi, dacă nu vii până aici. Mă doare glezna. Mamă, ce durere de glezna am. Nu am foarte mult. Am cu săul labele alea în picioarele lui, bă. Uite, mă, ce comentează ei de acolo, mă. Mamă, uitați-vă că trebuie să ridic genunchii. Cred că am pulsul 200. Treci linia. Dă-te să trec de linie. Ce, mă, chiar așa nu te-ai lovit? Bine că n-ajung să mă tun la chilie, dar nu mai pot să calc în piciorul ăsta deja. Glezna 100% este scrântită, dar hai să vedem ce zice următorul YouTuber, totuși că nu vreau să mă tun la chilie. Mițule, te provoc să nu-ți două bazine legale la mâini și la picioare la Trai Academy Dobroiești, alături de un antrenor de la Trai Academy, ca totul să fie safe. Hai să te văd, tata, dacă poți. Sunt literalmente legat de mâini și de picioare și va trebui să not așa două bazine de not, dar nu știu dacă reușesc. Ești gata, Mițule? 3, 2, 1 și... Mamă, ce spate a luat, nu-mi vine să cred. Te tun? Te tun, mâncați aici gura, că nu-l termin. Nu mai poate. Mamă, mă dor picioarele rău de tot. Zar, mă, după tine? Hai că mai ai unul, hai. Haide. Mai ai un bazin, ține acolo, așa, fluture. Pircel. Hai afară. Trebuie să dau din mâini la apă de picioare. 15 metri mai are, hai și. Haide, hai că mai ai puțin, hai. Hai, trebuie să pui mâna pe zid, pe zid. Îl tun, îl tun. Este, bă, băiatele, bă! În sfârșit, doamne! Ai scăpat de tuns, mâncața și gura ta, ai scăpat! Bine că nu mă tânt, bine că reușit să fac provocarea! Nu mai am mai aer absolut deloc, dar hai să vedem totuși ce zice următorul YouTuber! Că-ți, Mițane, am pentru tata Mițanu cea mai nebună provocare din lume! Te provoc să-i pui mâine 100 de alarme cu care să-l trezești până intră în spasme! Hai să te văd! Astea sunt toate ceasele pe care o să le ascund la tata Mițanu în camera, așa că hai să începem, ce să mai... Tata, în momentul ăsta este la traie, credem, iar când vine acasă 100% nu o să mai verifice el în dressing. Punem peste tot pe aici. Cât?
Ionuț, toate ceasurile sunt setate să sune la aceeași oră și hai să băgăm și în spate pe aici așa. Mamă, și în spatele ghiveciului pe aici. Punem și în baie, că e imediat aici în cameră baia. Punem și în colțul camerei pe aici așa ascunse. Punem câteva bucăți și sub pat. Și cam asta e. Acum hai să-l așteptăm să vină acasă să se culce practic. La 4 dimineața are trezire. 3:57 dimineața și în 3 minute ar trebui să se activeze ceasurile practic. Mamă, mi-e frică. Ar trebui să înceapă acum? Ce-i asta, mă, în cață și gura ta? Dar cine a pus mă astea aici? Ia uitați-vă, mă, frate! Ceasuri, bă, sună ceasurile! Cum să aud 35 de ceasuri care sună continuu? Ei, unde ați pus mă astea, mă, în capa și gura voastră? Bă, Mițule! Poate intră peste noi. Unde le-a pus, mă, fratele meu? Ia uitați-vă, bă, frate, nu-mi vine să cred! Bă, Mițule, bă! Bă, tată, bă, frate, nu-mi vine să cred! Ia uite și tu, e 4 dimineața și pune ceasul, bă, frate! Bă, la spart! Mițule! Trebuie să mute patul, cred, sau să-și bage mâna pe acolo. Ia uite-ți-vă, bă, e 4 dimineața și el mi-a pus ceasul la 4 dimineața să sună. Spart încă mâna. Iar te strigă. Haide că nu mai pot, le-am oprit pe toate dele, domnule. Mama mea, să vezi ce-i fac eu mâine. Hai să ne băcăm la somn și revenim mâine cu următoarea provocare de la YouTuber. Eu te promit să le fac un prank super tare a antrenorilor de la Trai Academy. Hai să vedem. Fiți atenți să vedeți ce pregătesc antrenorilor. Antrenorii Trai Academy o să țină mâinile așa și o să sar fix printre ele. Hai, o să vedem. Țineți acolo că mi-au avânt. 3, 2, 1 și... Intrați în apă, mârlămâilor! I-am prank-uit și pe antrenorii. Hai să mergem la următorul YouTuber. Mițane, te provoc să-ți bagi tot corpul în gips. Adică, mă rog, nu să faci un accident, Doamne ferește, dar să-ți pui gips pe tot corpul. Bă, tins pe tot corpul. Atunci renunță, mă, și atunci la chelie. Nu, mă, nu, noi s-am luat tot ce este necesar pentru a face această lucrare. Tata se va apuca, iar la final o să-i facem un prank lui mama Mițanu. Hai să vedem. S-a apucat să-mi pregătească tot ce e necesar ca să mă pun tot corpul în gips, iar după vreo oră... Partea de jos e gata, am început și cu partea de sus. Aoleu. A terminat și partea de sus cu ajutorul lui Iulica, iar după ajunsesem la penultimul pas deja și trebuia să ne grăbim pentru că mama nu mai avea mult și ajungea acasă. Hai să punem vata asta ca să fim mai în siguranță, da? Că venim cu gipsul peste, da? Ce vă place să vă bate joc de mine? Îi dăm cu gips ușor așa? Mai dă capul meu! Bă, dar nu mai poți să mai mă mișc așa, ești nebun? Stai să vezi când se întărește ăsta, cum e mâncață și gura ta. Și când credeam că am scăpat, mi-au dat cu vată și gips absolut peste tot, crezând la final că am scăpat totuși. Și cam gata, nu? Ce? Gata, nu? Păi trebuie să-ți faci și căpățâna, mă, mâncață și gura. Bă, cum căpățâna? Păi nu e, mă, gips tot corpul? Mamă, ce ții tu minte fiecare detaliu de ăsta? Vino și pe frunte, Iulica. Nu, mă, nu, așa, mă, așa. Ridică, bă, asta de la gură. Da, hai, mă, stai să-mi dau astea jos, să iau eu farfec, că știu eu ce-ți fac. Fă-mi aici, în spațiu. Mamă, mamă. Aha, mamă, ia uite. Și acum îl lăsăm două ore la uscat până vine mama Mițanu, să vedem cum reacționează. Am stat acolo până s-a uscat tot gipsul ăla pe mine, iar după ceva timp a venit mama Mițanu. Cred că a venit mama Mițanu? Iulia, o să stai aici lângă mine și o să pare că sunt ultimul bolnav, așa că am pățit ceva. Iar îmi faci un prank, mi-e și frică să intru, băi, băi, să nu mă speriați. Deci la 3, 2, 1 și băi, de-aia jos de la urte. Stai, mă, mâncați și jucă dacă nu-ți face nimic. Nu-mi e frică, dar unde mă duci? Ești pregătit? Da. 3, 2, 1 și... Băi, ce i-ați făcut, mă? Ce i-ați făcut? Lasă-mă că a făcut un preș și a căzut după casa, a fost bă, la spital. Băi, lasă, bă, ta știi cu răbă. Băi, dar Dumnezeu, chiar așa mă băcălești pe mine. Băi, dacă la spital venim. Du-te, mă, de aici, băi, și caută el aici. Dacă era, Doamne, ferește să se întâmple așa ceva, era la spital. Să stai în spital. Da, lasă că nu era. S-a prins, bă, mama Mițanu știe, bă. Haide, vă rog să mă eliberați să mergem la următorul YouTuber cu următoarea provocare, că nu mai pot. Haide, nu vreau să devin chel. Te provoc să mănânci o banană cu tot cu coajă. Ia să te văd cum faci și asta. Hai, baftă și poftă bună, Mițane. Hai să mâncăm banana cu tot cu coajă. Ia, cred. Ce-ai mânge, mă? Cred că așa mână de acum încolo. Gata, tată, hai să continuăm cu următorul YouTuber. Mițane, te provoc să-i acoperi tot grătarul la frumosul tata Mițanu cu hârtie igienică, o să se enerveze rău de tot. Multă baftă. Asta e toată hârtia igienică care o să fie împrăștiată pe aici fix, cum a zis Gami, dar problema e că tata ajunge într-o oră și nu știu dacă avem timp, hai să ne grăbim. Imaginați-vă cum o să arate toată bucătăria asta plină de hârtie igienică, ești de bun? Mamă, și hârtie din asta roz, bă băiatule, măcar te puneam țeva, ceva. Am dat peste 200 de lei pe hârtia aia igienică, așa că trebuia să mă asigur că o să iasă un design frumos acolo într-un timp scurt. Trebuie să ne asigurăm că o să punem literalmente peste tot și repede, vreau că tata vine foarte curând. Am mai pus pe unde am apucat hârtie de-aia, după care la propriu am obosit, așa că Iuli mi-a dat o mână de ajutor. Și până termine Iuli de pus hârtie, vreau să vă zic rapid până vine tata și de joculețe meu preferat, și anume World of Warships, un joc de tip tactical shooter cu nave care este foarte entertaining. M-am jucat destul de des în ultimul timp și vă invit și pe voi să vă jucați, pentru că joculețul este disponibil pe calculator și pe toate consolele și pe lângă este complet gratuit și vă puteți juca cu
prietenii voștri sau în echipe, avansezi destul de repede în joc, dar este foarte greu să devii expert. Sunt peste 600 de nave disponibile, probabil mai multe nave decât role de hârtie pe care le avem noi pe aici. Ia zi, Iulica, merge treaba? Merge, dar trebuie să ne grăbim. Bă, bune, grăbește-te că vine tata Mițanu. Bun, și revenind, cei de la World of Warships vă oferă o super ofertă. Dacă vă descărcați joculețul de pe linkul meu din descriere, primiți 500 de dabăluns, 2 milioane de credite, o navă de tier 4, 7 zile de cont premium și 6 puncte de skill commander, lucruri foarte exclusive și care o să vă ajute enorm de mult în World of Warships. Așa că nu mai amânai momentul perfect să începi să te joci World of Warships, să distrugi navele tuturor oponenților, așa că noi revenim, le mulțumim celor de la World of Warships că ne-au susținut în tot acest vlog, așa că hai să mai punem puțin să vedem reacția lui tata. Ne-am asigurat că totul e plin de hârtie și... cam așa arată grătarul, am pus hârtie din asta literalmente peste tot. Băi, hai să-l ascultă că vine tata Mințanu. Haide, haide, haide. Băi, mai mâncați aici gura ta, băi, frate, băi. Abia am muncit la grătarul să-ți fac curățenie, băi, Mițule! Ce, că grătarul lui care l-a făcut el? Faceți, bă, curățenie înapoi aici, m-a zăpăcit, bă, fraților. Se supără rău de tot el. Băi, Mițule, vină, mă, și strânge aici, bă, frate, bă, că m-a zăpăcit, băi. El pleacă de acasă și mă lasă pe mine să fac curat. A muncit la grătarul, la el a făcut mult de tot la el, așa. Nu sunt, bă, nu răspunde. Hai să vedem ce e următorul YouTuber. Mițane, fii atent, provocare. Trebuie să mergi 1 km pe tocuri și nu ai voie să porți șosete. Trebuie să fii desculț în tocurile alea. Preconizând că e aproape imposibil să găsesc tocuri pe măsura mea, am plecat imediat înspre mall și într-un final am găsit astea. Ia uitați-le cât a piciorong, mâncați. Hai să vedem dacă ne intră. Mamicule, mamă, cum merg eu pe asta? Băi, ne-am chinuit să găsim mărimea asta, dar stă bine, îi cumpărăm. Cum o să merg eu 1 km? Nu știu. Am zis să mă antrenez înainte și am mers până la părinții mei să le văd reacția. O, ce mă băbi, boss? Ce mă împărăm picioarele tale? 5 minute ne-ai gălțat cu astea. Hai să mergem 1 km, tată, pe jos, că ele provocare. Doamne, ajută să fie bine. Mamă, cât de mult mă doare și avem de mers 1 km! Mamă! Cea mai mare problemă e că sunt foarte multe pietre pe jos, ceea ce face să fie foarte inconfortabil și risc să-mi rup glezna. Mamă, sunt și dâmburi! După ceva timp simțeam literalmente cum degetele mele nu mai primesc sânge. M-a spart la picioare, mâncați și groază. Am mai mers puțin, după care din stânga mea un câine extrem de agresiv m-a lătrat și era aproape să mă muște. Lasă-mă muște câinele, mâncați și curata! Haide, mai nu mai pot! Mai am puțin și ajung, nu mai pot. Mama mea, Doamne, am ajuns, mă, nu mai pot, ești nebun. Nu mai vreau să merg în viața mea pe tocuri. Mițane, provocarea mea pentru tine este să-ți pui cremă de ras pe tot corpul și te duci la un McDrive și să comanzi de acolo. Ce m-a pus pe flamânteară să fac? Băi! O, trebuie să ne grăbim, mai avem doar o mașină în față. Dăm peste tot, dăm. Și acum la detalii, la detalii acum. Așa, bravo. Aoleu, cum arăt, bă, băiatule. Nu-mi vine să cred, flamânteanu, te țin minte tata. Viața. Băieți, trebuie să comandăm? Mulțumesc, vă rog. Vreau și eu un cheeseburger, vă rog, da? Și cu un suc de portocale. Hai să revedem reacția. Cu cardul, vă rog. Mersi. Să avansăm, băieți. Ziua. De ce râd, mă, frate, ce am? Haide, mă, aștept un comand, doamne, de comanda? Mersi, să rămână. Doamne ajută. Hai să continuăm, tată. Mițane, te provoc să te dai o oră în continuu într-un roller coaster și să mănânci în același timp. M-am mai făcut asta într-un clip și era să vomit și nu m-am dat o oră, m-am dat doar o dată. Doamne ajută. Ura! Mamă, ce-mi faci, Rafaele? Mamă, ce viteză ai, mâncate și gura ta. Trebuie să mai mâncăm, bă. Mai avem 58 de minute. Da, mâncător! Ura! Cred că vomit! Mamă! Am continuat să mă dau fără absolut nicio pauză în carusel, lucru care m-a afectat destul de mult. Și am peste 20 de minute caruselul ăsta și nu mai pot. Hai să continuăm, că mai avem ceva de tras. Mițule, știu că ție îți plac provocările mai extreme, așa că te provoc să încerci să mănânci mâncare de căței. Am încercat, nu a fost așa rău. Mama mea, uitați-vă cum arată, bă, băiatule. Aula, am emoții să mănânc pasta. Pedigree frumos. Hai să vedem, tată. Din păcate, stomacul meu nu e așa de tare și simțeam literalmente cum era să elimin toate mesele de azi pe gură. Nu mai am nimic în gură. Îmi vine să vomit, ești nebun. Mițane, te provoc să bei apă în timp ce stai atârnat cu capul în jos. Te pup, baftă, să nu te neci. Gata, picane, cu capul în jos. Hai să vedem dacă merge să bem apă. Merge. Dă-mă jos, vreau să mă omoare, Pican, dă-mă jos. Tu și Pican vrei să mă omorâți, bă, mâncava și gura voastră. Așa e provocare.
Mitzane. Te pup, Mitzane, te provoc să mergi la Mac și să comanzi doar o felie de cașcaval. Hai să mă și pasta aici. Ia să vedem, băieți. Alo, bună ziua. Aveți cum să-mi dați, vă rog, doar o felie de cașcaval? Să vă pun pe un sandwich sau să vă dau doar cașcavalul ca atare? Doar cașcavalul ca atare, atât. Cred că da, stau să pun o întrebare. Nu cred că am mai comandat nimeni niciodată așa ceva. Da. Perfect, perfect. Atât, vă rog. Așa vrei? Așa, perfect, mersi. Zi bună. Ia vedeți să mă băiatule, mă. O singură felie de cașcaval, ce mi-ai făcut, Gami? Mitzule, te provoc să fii îngropat de viu și să pui 100 de râme peste tine. Baftă. Ce mi-ai făcut, Nicule? Mamă, mâncați și gura ta, ce mi-a făcut, mă, băiatule? Iulino. Iulino, pune asta, mi-e frică. Mamă, cum se simte? Aoleu, mamă, cum arată pe lângă mine? No, Ioli! Am făcut un duș și hai să vedem cine zice Shelly. Mitzane, te lovesc cu cea mai cretină provocare. Te provoc să pui o piscină gonflabilă într-o dubă și să stai în piscina gonflabilă în timp ce duba se deplasează prin oraș, da? Ua, ce mă de mintea să mă mint de aici, ce bună ca. Hai să facem dacă e, sper să reușim. Ne aflăm într-o dubă, am pus această piscină jos aici, tată, și eu împreună cu tata și Iuli vom intra în timp ce duba va merge. Shelly, ce ne-ai făcut, mă, că e de ce prim, că ți-ai și curata când filmăm? Hai să dăm drumul la treabă. Bun, deci eu și ne s-au închis, hai de intrăm. Păi ce să facem, avem? Ia, gata, mâncați așa, da. Ne punem jos și așteptăm să meargă domnul cu mașina aici, bă, ca să ne zdrânci cine pe aici, hai să vedem. Eu unde nu mi-am pire de găină? Ia-mi spirea asta de găină. Nu mai pot de frig. Hai de mâine, o dată, ne-ai dat drumul la motor mai devreme un pic. Aoleu, plecăm, băieți. Mâncați așa, da. Băi, hai să vedem, tată, următoarea provocare, păi este fum deja, ești bun, hai să vedem următoarea. Auzi, Mitzule, eu sunt și eu YouTuber. Ce YouTuber, mă, mâncați ești curat? De pomeni că vrei să-mi dai și tu provocarea. Păi dacă faci YouTuber în controlație viața, eu nu sunt YouTuber. Zi, ce vrei să fac, doamnă, domniță, zi. Deci am o provocare specială pentru tine. Zi, domniță, ia. Bagă scap în WC-ul și o trag apa. Bă, tu ești mârlămoaică? Bă, ești mârlămoaică? Hai, nu, că e ușoară. Băi, mâncați și curata, mie mi-intră capul aici, mă, că am dita mai capul să mă... Ai grijă, nu, băi? 3, 2... My fucking God, mi-a intrat pe nas. Mamă, că să-și gata, nu mai pot de frig, hai să vezi ce și Gami. Mitzane, fii atent aici, provocare, trebuie să te culci pe stradă, de fapt nu, pe mijlocul străzii. Cum să nu mă mijlocul străzii, Gami? Hai că mă duc să fac patul, mă, că parcă intru un somn după frigul ăsta. Ne aflăm în mijlocul străzii, în spatele meu e pătuțul, tată, hai să ne băgăm la somn, ești bun la cap. Și chiar mă bag puțin la somn, ești bun, să nu mă claxonați mările moilor. Somnușor, băiat, vezi că vin mașini. Poate mă calcă mașinile astea. După vreo 10 minute, în timp ce eu mă prefăceam că dorm ca să mă trezească cineva din mijlocul străzii, Iuli l-a sunat pe tata și mi-au pregătit mare prank. Trezirea! Mărlămoi! Trezirea! Ce cauți, bă, aici? Și mă, n-am voie să dorm aici! N-am voie să dorm aici! Lasă omul să doarmă! Hai să vedem următoarea provocare! Ca să ne înțelegem, Mitzule, bună ziua, mi-ai dat belea, ți-ai căpătat, tată, te provoc să dormi pe câmp în noaptea asta, da, ai auzit bine, dormi pe câmp, bău! Mi-am luat salteaua, sacul de dormit și acum ne îndreptăm către câmp. Balta asta de aici o să-ți facă mari probleme cu țânțarii, o să vezi. Pe lângă că deja începe frigul foarte rău, avem și probleme cu țânțarii. După aproximativ 30 de minute de mers prin buruie, ne-am ajuns literalmente în mijlocul câmpului, iar aici este locul unde voi petrece noaptea ce urmează. Doamne, ajută să nu fie intemperii. După ce tata m-a dat cu soluția antițânțar pe absolut tot corpul, mi-a zis ceva care m-a îngrozit peste ceva timp. Hai că n-ai de ce să-ți fie frică, că păi sunt doar fazan din ce știu, da? Nimic altceva. Da, nu știu. Mă sun dacă e ceva, da? Hai, pa. Voi, cred că stau doar de 10 minute aici și deja mi-e frică rău de tot, așa că îl voi suna pe Iulie acum și o să stau cu Iulie în seara asta, că mi-e mega frică, ești nebun. Alo, frățiorul, mă auzi? Da, Mitzane, azi. L-am rugat insistând pe Iulie să vină la mine pe câmp noaptea asta și după ceva așteptări, Iulie a venit. Mamă, ce băieță! A venit Enica, tată! Mamă, dai frică, bă! Bă, ce bine e să vină cineva, ești nebun, nu mai puteam. Ți-era și frică, da? Să vedem cum dormim noi. Hai că vedem.
când facem pe jumă așa. Suntem în luna mai și totuși e super mega frig afară, așa că facem un foculeț din ăsta. Mamă, ne mai încălzim puțin și e bine că fug și țânțarii de la fum, deci avem mai multe beneficii. Mamă, ce bine e să facem un foc, bă, băiatule, bă. După ce am făcut focul, ne-am jucat niște friptea, am mai vorbit puțin și am încercat cumva să adormim în frigul ăla din mijlocul câmpului. N-am dormit literalmente deloc, bă, băiatule. Fiecare provocare dată vreodată de vreun YouTuber a fost îndeplinită cu succes, așa că nu trebuie să devin chel. Nu uitați să dați click pe butonul de like și pe butonul subscribe. V-am pupat, pa, pa!